Bună tuturor, bine ați venit din nou la un clip pe canalul meu de YouTube. Astăzi am fost la Lidl și vreau să vă arăt ce am cumpărat. Am luat mai multe chestii interesante pentru că înainte nu aveam acces la ele. Am luat în primul rând două boxuri de Pampers pentru Natalia, numărul 4 plus și 5. Deocamdată suntem la numărul 4, dar am luat și uh, numărul următor. Știu că acela mare X uh, Jumbo Pack a costat 5 lire. Acesta nu știu exact. Apoi, am cumpărat aici o caserolă cu piept de pui, 2 kg jumătate uh, și a costat 14 lire jumătate. Aici am luat uh, 4 felii de uh, carne de porc, 4 steaks din acestea. Nu ne plac, mai mult mâncăm vită, dar am zis să încercăm și carnea de porc din când în când. Aici avem salam um, afumat. Cu ocazia asta vedem și noi care este steagul Poloniei, deci acesta alb cu roșu. Și mai avem încă unul, tot la fel, acesta cumva este un fel de șuncă presată. Chiar eram foarte curioasă pentru că nu am mai mâncat de mult. Apoi, aici avem șase carnaciori. din aceștia, tot așa polonezi, mie îmi plac super, super mult. De fiecare dată când la magazin românesc sau în altă parte îi luăm aceștia. Aici avem patru, uh, patru beef steak. Uh, Noi ne place foarte mult carne de vită. O mâncăm cam des și mă bucur super, super mult. Chiar astăzi vom face această carne împreună cu o salată, cu roșii, castraveți, ceapă. Apoi aici avem 12 felii de cașcaval luăm din acesta felii pentru că acela mare, dacă vrem să tăiem din el, pur și simplu stă prea mult în frigider și mai bine luăm din acestea feliuțe și mai avem încă 12 uh, din acestea mai micuțe. Aici avem două salate cu ton. Aceasta este cu legume, măsline și uh, capes, nu știu exact ce înseamnă. În fine, sunt bogate în proteine și abia aștept să le testez și mai avem aceasta cu Mediterranean style cu mai multe legume. Aici avem câteva zarzare, avem un borcan cu jalapenos. Apoi am luat aici un ulei de măsline, um, Spanish uh, ulei spaniol de măsline vreau să îl testez. Pus că m-am gândit să folosim de acum ulei de măslin, era cam 3 de jumătate și am zis să îi dau o șansă. Sticla este din plastic și mă bucur că nu se poate sparge atât de ușor. Acolo avem 2 kg de cartofi, 2 kg jumătate de cartofi, două sticle de lapte, noi îl folosim pe acesta fulfat, full fat, adică bogat în grăsim. Apoi avem două sticle de apă minerală, Nouă ne place această apă minerală. Și aici avem șervețele, avem din acestea pentru a șterge toate suprafețele. Știu că sunt de mașini, arată acolo pe etichetă, însă mă bucur foarte mult că acest uh, pachet ține foarte, foarte mult timp. Apoi, aici avem pește file, avem două porții. Mă voi ocupa și voi face într o zi ceva de mâncare, poate o salată și acesta îl voi face la cuptor. Aici avem 600 de grame de căpșune, vreau să facem smoothie-uri și de acum îi dau și Nataliei să mănânce fructe, așa că trebuie să luăm fructe mai des. Aici avem o salată, o salată creață și verde și din aceasta mai închisă. Aici avem iarăși o salată crispy, mixed salat. Apoi aici avem asparagus. Mie îmi place foarte mult asparagus, plus că uh, este sănătos și uh, v-am zis că eu vreau să mănânc mai sănătos de acum înainte. Aici avem 3 cartofi dulci, mai avem o acasă și vreau să fac ceva. Aici avem uh, castraveți din aceștia micuți. Nu ne este doar de, de România, așa că cumpărăm cât mai des ca să vedem aceștia micus, pentru că aceștia au gust. Și în ultimul rând avem aici 5 roșii. Doar atât am luat, suficiente pentru o perioadă, pentru a le mânca. Am mirosit acest cotor și mirose super, super bine și abia aștept să le testez. Acestea au fost cumpărăturile, au costat 82 de lire, undeva la 450 de lei dacă am schimbat în lei românești. Eu mă bucur super, super mult pentru că nu prea ajung la Lidl, nu este aproape de noi. Am găsit un Lidl pentru că am avut o programare mai departe și am zis să profităm de această ocazie. Noi ne vedem în clipul următor cu alte cumpărături sau alt gen de clipuri. Numai bine!